După ce a analizat și a calculat toate resursele financiare disponibile anul acesta, primarul Slatinei a explicat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, bugetul anului 2020. A fost o prezentare inedită, detaliată, în cadrul căreia au fost făcute publice în premieră imagini cu noul parc ce va fi amenajat în locul ștrandului din Progresul, dar și cu parcările îngropate sau modulare din Slatina. Peste 129 de milioane de lei din bugetul total vor fi alocați investițiilor. Astăzi vreau să vă prezint un element extrem de important pentru orașul nostru și anume bugetul pentru anul 2020. Practic, bugetul orașului nostru este coloana vertebrală a tuturor investițiilor, tuturor proiectelor și tuturor ideilor pe care le vom implementa în acest an și în următorii ani. Și spun și în următorii ani, pentru că veți înțelege pe parcursul prezentării că unele dintre proiecte sunt și multianuale. Cu acest proiect de buget, votat și aprobat astăzi, dezvoltăm împreună Slatina. Și spun dezvoltăm împreună Slatina pentru că este o muncă de echipă. Pe de o parte, primăria municipiului Slatina și pe de altă parte, cetățenii care sunt beneficiari ai acestor proiecte. Sunt mândru că am reușit să creionăm cel mai ambițios proiect de buget pentru orașul nostru. Un proiect ambițios, important, gândit pe termen scurt, mediu și lung, gândit în primul și în primul rând pentru noi, pentru slătineni. Totalul cheltuielilor cuprinse în proiectul de buget din acest an este de 296 de milioane de lei, 950 de mii. Vreau să vă spun că anul 2019 a fost foarte important pentru noi pentru că am reușit să finalizăm foarte multe și importante proceduri de licitație pentru obiectivele majore pe care le veți regăsi în această prezentare. Emil Moț a explicat cum vor fi cheltuiți acești bani pe fiecare domeniu de dezvoltare. Infrastructura rutieră este un sector spre care vor fi alocate sume importante. Pe de o parte, se continuă modernizarea străzilor unde au început lucrări încă de anul trecut, iar pe de altă parte se vor deschide 10 de șantiere noi, explică primarul. Infrastructura este unul din domeniile prioritare pentru noi și, drept urmare, anul trecut am finalizat licitația pentru contractul cadru de 4 ani, tot ce înseamnă reabilitări, extinderi de străzi din Slatina. Asta înseamnă contract cadru de 4 ani între anii 2019-2023. Încă unul din motive pentru care am spus că bugetul este un buget pentru viitor și nu este numai pentru anul 2020. O să vedeți în prezentările noastre sumele alocate bugetelor de dezvoltare și de reabilitare a străzilor și veți observa că ocupă cel mai important sau cea mai mare bucată din bugetul de dezvoltare al municipiului Slatina. Și un lucru foarte important pe care îl veți observa din aceste alocări bugetare îl reprezintă certitudinea că Slatina va avea un inel median, că va avea reabilitată total centura de la intrare pe Pitești până la ieșire podul Olt. Anul acesta am bugetat o sumă foarte mare, 26.996.000 lei, pentru lucrări în continuare, începute anul trecut și nefinalizate. De asemenea, pentru anul 2020 avem 21 de obiective noi pe care le-am bugetat. Primăria Slatina a găsit o soluție pentru a suplimenta numărul locurilor de parcare, iar de anul acesta o va pune în practică. Pentru că nu mai există spațiu disponibil pentru a fi amenajate parcări la sol, se va merge pe construcții subterane sau modulare. Anul trecut vă povesteam despre aceste parcări modulare pentru că Slatina practic nu mai are terenuri decât în câteva zone mai putem să găsim terenuri unde putem să amplasăm parcări la sol. Și anul trecut am început cu un studiu de fezabilitate pentru aceste parcări modulare. Am terminat studiul de fezabilitate, acum lucrăm la caietul de sarcini și avem 10 locații unde le vom amplasa și un număr de 551 de locuri de parcare create. Pe Aleea Muncii. Anul trecut am început procedurile de licitație, suntem aproape de final, suntem în evaluare. Probabil, iar la fel, este undeva de vorba de 2 săptămâni, 3 săptămâni, avem un singur ofertant, nu ar trebui să fie probleme. Vom crea
o parcare, din punctul meu de vedere, foarte frumoasă, cu 153 de locuri noi, acolo vis-a-vis de Parasacu. Acum ajungem la parcarea subterană din cartierul Eugen Ionescu. Este o parcare superbă. Va fi o parcare cu 80 de locuri, cu spațiu de joacă. Aceste imagini pe care le vedeți dumneavoastră sunt luate exact din studiul de fezabilitate. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici va fi realitatea de pe teren. Iluminatul stradal va beneficia de asemenea de investiții importante realizate fie din fonduri europene, fie cu bani din bugetul local. Primăria Slatina a semnat un contract de finanțare în valoare de 23 de milioane de lei, iar anul acesta vor începe lucrările care presupun modernizarea și extinderea sistemului de iluminat. În plus, municipalitatea va aloca fonduri pentru extinderea sistemului de iluminat stradal în zona industrială. Pe partea de iluminat, astă primăvară semnam primul contract pe fonduri europene. Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și reabilitarea instalațiilor electrice din municipiul Slatina. Un proiect foarte important și o sumă foarte importantă atrasă, 22.930.000 de lei. Am asigurat pentru acest proiect partea de cofinanțare. De asemenea, știți foarte bine că am început lucrările pentru extinderea celor patru benzi spre ieșire spre Brebeni și aici trebuie să venim cu iluminat. Și pentru anul acesta am prins pentru extindere iluminat public o sumă de 1.314.000 lei. Continuarea reabilitării termice a blocurilor este de asemenea pe lista de priorități a primarului Emil Moț. 7 milioane de lei sunt alocați pentru proiectarea și execuția lucrărilor de anul acesta, planul municipalității fiind ca în următorii 4 ani să fie anvelopate toate blocurile din oraș. Un obiectiv foarte important al nostru reprezintă anveloparea blocurilor de locuit și avem astăzi în evaluare, la fel am început licitația în 2019, acum suntem în evaluare pe final, la acordul cadru pentru anveloparea tuturor blocurilor din Slatina. La ora actuală avem în Slatina un număr aproximativ de 386 de blocuri de locuit anvelopate, este un acord cadru pe 4 ani de zile, prin care noi ne propunem să anvelopăm toate blocurile rămase neanvelopate în Slatina. Investițiile în școlile și grădinițele din Slatina sunt esențiale pentru primarul Emil Moț. De aceea și sumele bugetate la capitolul învățământ pentru acest an sunt consistente. Se construiesc corpuri noi de clădire, se modernizează altele, se vor amenaja terenuri de sport, se vor reabilita săli de sport și locuri de joacă. De asemenea, toate cheltuielile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ sunt asigurate în totalitate de Primăria Slatina. Pentru toate unitățile de învățământ am asigurat necesarul pe secțiunea de funcționare, mobilier, materiale didactice, burse și alte dotări. Asigurăm în continuare paza în unitățile de învățământ, finanțăm montarea de sisteme de supraveghere video, pentru că siguranța copiilor este foarte, foarte importantă pentru noi. Patru proiecte cu finanțare europeană aflate în derulare vor revoluționa transportul public din Slatina. Călătorii vor circula doar cu autobuze electrice dotate cu stații de taxare automată la bord și vor aștepta în stații inteligente. În prezent, Primăria Municipiului Slatina are în implementare patru proiecte cu finanțare europeană privind dotarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de transport public local, la finele cărora parcul operatorului de transport va fi înnoit cu achiziționarea unui număr de 18 autobuze electrice, 24 de noi stații de încărcare și modernizarea a 45 de stații de autobuz. Alte 10 proiecte derulate de Primăria Slatina, tot din bani europeni, vor contribui decisiv la dezvoltarea Slatinei chiar de anul acesta. Fie că vorbim de modernizarea de străzi sau trotuare, de piste pentru biciclete sau schimbarea sistemului de semaforizare din oraș, toate sunt implementate de specialiștii municipalității și beneficiază de cofinanțare din bugetul local. Partea de cofinanțare totală a proiectelor cu fonduri europene în anul 2020 este de 6.383.000 de lei asigurați integral prin acest proiect de buget
De fapt, nu mai este proiect de buget, este un buget sigur pentru că a fost votat astăzi. Îmbunătățirea condițiilor de trai prin investiții care să crească gradul de confort al slătinenilor reprezintă de asemenea o prioritate pentru primarul Emil Moț. Anul acesta se finalizează reabilitarea esplanadei și ar trebui să înceapă lucrările la noul parc, amenajat în locul ștrandului din Progresul. Proiectare și execuție, reabilitare și modernizare esplanada Slatina. Anul acesta bugetați până la rectificare 3 milioane de lei, anul trecut bugetați 4 milioane de lei, după cum știți, licitația a fost anul trecut, se lucrează, sper ca la toamnă să fie gata. Amenajare bază de agrement Dumitru Dobrescu. Este parcul ce va fi în locul ștrandului din Progresul. Noi am trimis toate hârtiile la Ministerul Tineretului și Sportului, așteptăm HG-ul prin care să putem să schimbăm destinația bazei sportive. Sper ca până în vară să avem și noi un HG și să putem să ne apucăm cu procedurile de licitație. Ce vedeți dumneavoastră acolo este exact cum va arăta parcul Dumitru Dobrescu, inclus în partea stângă este skate parkul dorit de foarte, foarte mulți dintre copiii noștri din Slatina. În 2020 vor fi amplasate 37 de containere noi în 18 zone din Slatina, licitația pentru desemnarea firmei care se va ocupa de amenajarea lor fiind în derulare. Pentru anul acesta, 37 de containere îngropate noi în 18 locații din municipiul Slatina. Am bugetat 1 milion dintr-o valoare totală de 2.700.000, pentru că săptămâna trecută am aflat că avem contestație, deci se va mai prelungi. Și aceste lucruri se vor duce după rectificarea bugetară din luna iulie. Și slătinenii aflați în dificultate vor primi o mână de ajutor din partea primăriei, bugetul în domeniul asistenței sociale fiind structurat astfel încât să acopere cheltuielile pentru categoriile vulnerabile, dar și pe cele de funcționare a creșelor din oraș. Partea de social, după cum vedeți, un buget total de 14.431.000 de lei, iar principalele categorii finanțate: creșe, asistenți personali, indemnizații persoane cu handicap, tichete sociale și gratuitatea la apă. Pentru întreținerea și amenajarea de noi spații verzi, municipalitatea a alocat 5 milioane de lei, iar pentru acțiunile culturale derulate pe parcursul anului, de la zilele orașului și până la festivaluri, concerte și alte activități de acest gen, suma alocată este de 3,3 milioane de lei.